Pe când se duceau ele, adică femeile, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și să răspândiți zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și împreună cu toți iubiții mei să spunem, slăviți să fie Domnul! S-a cântat o cântare frumoasă, ești pregătit să zboare. Știți, există în viața noastră câțiva ani sau câteva zeci de ani de pregătire, de oportunități pentru pregătire. Numai că Biblia mai spune în câteva locuri următoarele cuvinte, fiți gata. De exemplu, soția mi-a pregătit ieri hainele ca să vin la dumneavoastră aici și bagajul. Eu m-am pregătit cu câteva săptămâni în urmă cumpărând biletul. Asta e pregătirea. Azi dimineață, la ora 6 și câteva minute, pe pista din Sibiu, nimeni nu se mai pregătea. Toți trebuiau să fie gata. Iubiții mei, niciun avion nu va aștepta după Cristi Boariu să-și calce cămașa pe pistă. Cred că sunteți oameni duhovnicești și știți la ce mă refer. Unii lasă pregătirea pentru ATI. Unii lasă pregătirea pentru tribunal. Zice, știi când o să mă pocăiesc eu? Când o să fiu cu soția în divorț? Atunci mă pocăiesc. Dar dacă pot până atunci fără Dumnezeu? Știi când o să mă pocăiesc? Zice, ca tâlharul de pe cruce, zice. În ultimele 5 minute. Dar eu am o întrebare. Știți că pe cruce mai era o tânăra care nu s-a pocăit? La nu ne-am gândit până acum. Știți când o să mă pocăiesc, eu zice, când o să vine salvarea, zice. Am accident, e adevărat că poate am accident, dar până vine salvarea mă pocăiesc. Eu știu oameni care nu mai apucă să sună la salvare. Iubiții mei, vreau să vă fac conștiență astăzi, să ne facă Duhul Sfânt conștiență că există un timp de pregătire și există un timp când trebuie să fii gata. Într-o zi, Dumnezeu te va striga și va spune țărânii tale să se întoarcă în țărână. E târziu atunci să sun pe la proroci, să poate păstor, botezo. E târziu. Am văzut oameni în spital care le urlă la doctor când doctorul le spune, mai aveți câteva ore. Domnul doctor zice, vă faceți ceva, vă dau o casă, am trei case, zice, vă dau o casă. Știu persoana care a spus asta. Și a zis doctorul, dar eu n-am ce să fac, viața nu e în mâna mea. Numai că știți că aia care urlă la doctor să facă ceva, ani de zile, când îi chemai la biserică, când le spuneai, mă, ia pocăința în serios, pregătește-te, îți râdeau în față. Și acum urlă la doctor să facă ceva și doctorul spune, îi târziu. Iubiții mei, când vremea de pregătire, când vremea de cercetare au trecut, vremea cealaltă nu poate să te mai ajute cu nimic. Mă uit la Pavel. Pavel, ani de zile s-a pregătit. Și ajunge la un moment dat în 2 Timotei, ultimul capitol, și spune sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Nu zice Timotee, acum pregătesc niște scrisă de predică. Timotee, nu mai aveți o cântare, zice, nu mai au un avocat să mă scoată de din pușcărie. Nu, Timotee, am avut ani de pregătire. M-am pregătit prin slujire, m-am pregătit prin post, m-am pregătit prin rugăciune, m-am pregătit prin cuvânt.
m-am pregătit slujindu-L pe Dumnezeu cu toată inima. Timotei, am înțeles ceva și n-am nevoie de antidepresive și n-am nevoie de nimic. Vreau să spun că sunt gata. Îi întreb pe mulți, auzi, dacă mor de seară, unde mergi? Dumnezeu știe. Nu știu. Habar n-am, zice. Iubiții mei, dacă m-ar fi întrebat cineva ieri când am plecat de acasă, domnul pastor, unde mergeți? Dumnezeu știe. Nu știu. Știu ce m-ar fi spus? Vezi că mai este loc la analize, ai nevoie. Și avea dreptate. Dacă eu îi spun asta la unul care zice că nu știe unde merge, zice că-s nebun. Te pe doctorul îl crede, pe pastorul nu-l bagă în seamă, numai pe doctorul îl crede, știți? Ascultați-mă, o zis Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum Dumnezeu știe unde mă duc. Așa au zis. Iubiții mei, eu mâine, luni, când voi pleca acasă, eu voi ști unde mă duc, nu? Mă duc acasă. Știți, unii când mor pleacă de acasă, alții când mor pleacă acasă. Să nu uitați lucrul ăsta. Pentru pocăit, acasă nu e aici. Acasă e acolo. Așa că nu te mai plânge de greutăți, de probleme, de necazuri, că nu ești acasă. Acasă, acasă ai colțar, acasă ai canapea, acasă e odihnă. A venit un mare misionar din Africa și era pe același vas cu unul din președinții Americii. Misionar bolnav, istovit, cu probleme de sănătate, după 20 și ceva de ani de slujire printre africani, se întorcea în America cu soția. În port, fanfară, reporter, tot ce vreți, dar nu pentru el, pentru președintele Americii care fusese la vânătoare. Și s-a necăjit misionarul. Și a zis, Doamne, ăsta vine de la vânat. Și îl așteaptă presa, îl așteaptă fanfara, îl așteaptă toți. Și eu vin din lucrare și nu mă așteaptă nimeni. Și eu zis nevastă, că s-a plâns la nevastă. O zis, nu-i drept Dumnezeu, mă. Nu-i drept. Pe mine trebuie să mă aștepte ăștia. Și o zis nevastă, du-te și vorbește cu Dumnezeu lucrurile astea. Și el a mers și a vorbit cu Dumnezeu. Și când a venit de la rugăciune, a venit vesel și a zis, nevasta, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Mi-a zis Domnul că n-am ajuns acasă. El a ajuns acasă. Președintele Americii a ajuns acasă. Eu zic, ce n-am ajuns acasă? Pe noi acolo ne așteaptă. A zis Pavel, de acum așteaptă cununa penticostală. Baptistă? Ortodoxă. Cununa neprihănirii, iubiții mei. Pe care mi-a dat Domnul Dumnezeu în ziua aceea și continuă Pavel și spune, nu numai mie, aleluia, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Mai iubești venirea Lui? Iubiții mei, au trecut Paștele, au trecut sărbătoarea, nu știu cu ce au rămas suedezii sau românii din Suedia. Românii din România au rămas cu datorii după Paște. Datorii. Cu probleme la fiere, la ficat. Știți? Românul tot timpul are, nu știu, poate voi v-ați schimba, nu mai sunteți ca și noi, e bine așa. Românul are impresia tot timpul că ce-i pe masă, aia e de bucurie. Știți? Și atunci românul de Paște și acum de Paște, o umplu masă, zice, să cumpărăm de naia de lemn masiv, să nu se derupă, zice. Și-o cumpăra mâncare românul cât o încăput, frigiderul plin. Și tot nu-i bucuros și tot nu-i fericit. Că nu ce intră în stomac dă fericire, ce intră în inimă poate să-ți dea fericire. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. O trecut Paștele. Nu știu cu ce ați rămas voi, dar eu vreau să vă vorbesc în această seară despre 6 categorii de oameni care au sărbătorit Paștele, numai că nu au rămas cu ce trebuia. 1. Preoții, cărturarii și farisei și bătrânii au rămas după Paște cu Iisus mort. Cu Iisus mort. Toată viața, iubiții mei, preoții, cărturarii, farisei și bătrânii au venit la Iisus nu ca să se pocăiască. Ani de zile m-am bucurat și eu, ca și frații slujitori. Bă, zice, au venit de la noi mulți la biserica asta să se pocăiască. Știți ce puțini sunt care vin să se pocăiască? Eram într-o biserică în Germania, vreo 40 la final mă așteptau. Fate Cristi, vreau să fac poză cu tine. No, păi pentru poză vine, nu? I-am zis, mă, și n-am făcut poză cu niciunul. Trebuie să rămâi cu predica, nu cu poza. Că și Dima avea poză faină cu Pavel, dar nu era pocăit. Ați înțeles ce spun?
Foarte mulți vin la biserică. Foarte mulți vin. Ăștia vineau la Iisus și spune Biblia așa, că vineau să-L ispitească. Știți care a fost problema lor principală, iubiții mei? De ce au rămas ei cu un Iisus mort? Ca așa l-a spus la ostași. Spuneți la toți că Iisus e mort, oricum pentru ei e mort. Știți de ce? Din cauza invidiei. Spune Biblia în Matei, capitolul 27:18, căci Pilat știa că din pismă, din invidie, dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Vreau să vă întreb astăzi pe voi, pe fiecare. Nu vă întreb dacă fumați, dacă beați, că poate v-ați lăsat de astea. Dar știți că mai greu e să ne lăsăm de, aia, de alea care nu se văd. Spunea Arhimede, dacă nu greșesc, înainte să vindești pe cineva, întreabă-l dacă vrea să renunțe la lucru care i-a provocat boala. Mulți vor vindecare, dacă însă întorc înapoi, unde au mers, unde au fost. Iubiții mei, există un păcat numit invidie. Nu știu, în Suedia au trecut granița și la voi oare? Nu știu cu ce au trecut, cu Lufthansa, cu ce au trecut. Dar am văzut că e tare prezent și păcatul ăsta. Nu poți să vezi pe unul care are vizualizări mai multe ca tine pe YouTube. Că faci cu ficatul, zice. Bă, zice, mă doare, mă zice. Mă doare, mă, nu mai pomă, zice, mă. Nu poți să vezi pe cineva, zice, că poate parca o mașină mai faină ca a ta. Iubiții mei, recunosc, a fost și în viața mea un timp când catalogam pe oameni după ceea ce au. Până m-a trezit Domnul. Bine, când m-a trezit o dată cum e de pământ. Știți? De pământ, da, cum e. Dar e mai bine că mă trezesc aici decât să mă trezesc în iad. Mai bine. Și m-am dat seama că oamenii nu-s valoroși până ceea ce au, ci până ceea ce sunt. Văd aici mulți tineri. Un băiat care trăiește în curvie și are Maybach sau Range Rover. Și vă aduc un băiat care merge cu bicicleta, cu Pegas din ăla de România, din ăla vechi. Dar e sfânt. Dacă îl pun în față la 1000 de fete, 999, spun că ăla cu Range Rover-ul merită să-i dai like. Dacă îl pun în fața Domnului, Domnul zice, ăsta cu Pegasul merită. Iubiții mei, aveți nevoie, că sunteți ortodoxi, penticostali sau baptiști, avem toți nevoie de o schimbare a gândirii. Ar trebui să le pădăm Hollywood-ul și concepția lumii și să luăm concepția biblică. Atât de mare invidia. Invidia. Te uiți, am văzut fetele. Erau în fața unei biserici, m-a spus cineva că era lângă ele și au auzit discuția. Erau două fete și au venit a treia. Și au zis, așteptă, ce frumos îți stă rochea, zice către aia. Asta s-a bucurat, au crezut că cei în gușe și în căpușă. Știți? Așa au crezut. Și când au plecat, zice, bă, dar ce, ea nu vede ce prost îi stă, mă, zice. Iubiții mei, aveți grijă la oameni. Aveți mare grijă. Am găsit în Biblie că în gura lui Iisus nu a fost vicleșug. În rest, la oameni e plin de vicleșug. Nu știu, poate invidiez pe cineva pentru rochea care o are. Poate pentru poșetă, poate pentru costum. Știți că e un păcat invidia. Dar este o invidie care nu e păcătoasă. De exemplu, să te uiți la un băiat care se roagă cu lacrimi și să-l invidiezi. Nu prea spus la mine, nu prea spus. Nu prea. V-ați și speriat. V-ați și speriat unii dintre voi. Nu? Să te uiți, nu? Iubiții mei, m-am uitat la o fată, am fost la un botez, acum o trezut în mâini și lângă mine la amvon era o fată. Tătă Biblia era subliniată. Vreau să vă spun că am invidiat-o. Că Biblia mea ca păstor nu era așa subliniată. Să te uiți la cineva care trăiește frumos, în modestie, în smerenie, care se roagă, care îl iubește pe Dumnezeu și să-l invidie. Aia invidie bună. În rest, cealaltă invidie e o invidie groaznică și mă rog ca Domnul să ne elibereze de ea. Doi, cu ce rămâi după ce se trece Paștele? Ostașii au rămas cu niște haine. Aproximativ 30.000 de oameni crucificau romanii în fiecare an. Vă dați seama ce garderobă își făceau ostașii, nu? Li se dădea voie să ia hainele care au rămas, îl băgau pe cruce, le puneau pe cruce și hainele erau a lor. Și Biblia spune ceva interesant, că la Iisus Hristos i-o lua cămașa aia dintr-o singură țesătură și o da cu zarul. Ce faci de Paște? Bagă un remis, de ce? Ce faci de Paște? La biliard. Eram în Arad, am predicat de Paște la o biserică și mă duc până în mall să mănânc ceva. Când dau să intru în mall,
dar noștri, vreo 3-4 băieți la biliard. Eu m-am dat seama că mă cunosc, așa s-au răscuns ca potârnichele. Nu știau unde să sub masă, după bile să se bage, nu știau unde să se ascundă. Nu știau. Ascultați-mă, de frații păstori vă puteți ascunde, de Domn nu te poți ascunde. Ei, noi de Paști eram la biserică, bucuroși, învierea, ei cu tacu, dădeau cu tacu, să bage bila. Asta făceau ei. Și dacă îi întrebi cum a fost la Paști, extraordinar, zice, a fost deosebit. 2-0 a fost. A fost fain, a fost fain. Și la final te cheamă când e la mormânt, frate păstor, un proroc n-ai, că nu știu unde mă duc. Păi unde să mere? Când noi suntem la biserică, tu ești la distracție. Unde să poți să mere? În cer, right? Iubiții mei, oamenii ăștia după Paște au rămas cu niște haine. Vreau să vă spun astăzi că de 17 miliarde de dolari s-au vândut și anul ăsta haine de Paște. Te călcai în picioare în Zara dacă mereai în Arad și în Deva și în Sibiu. N-aveai loc, nu știu cum a fost la voi. La noi coada era. Că omul vrea să arate pe exterior bine. Stă în fața oglinzii o grămadă, dar pe genunchi în cămăruță nu mai are timp să stea. Vreau să vă spun asta ceva foarte important. Iisus nu a murit să ne dea cămașa Lui, aia care a purtat-o în timpul vieții, ci a murit să ne dea viața Lui. O zis Pavel, toți v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cu Hristos. O, câți oameni alergă și astăzi după o pereche de pantaloni, după o pereche de blugi. Cum îmi stă, zice? Bine. Pornografie în inimă, blugi, fain. Noi n-aud. Pe afară. Stă fain. Super ăsta. Cu minciună. Și cu H&M. Cum să stea? Știți că bucuria hainelor fizice ține până se uzează. Bucuria hainelor spirituale ține până la nunta din cer. Nu știu la ce folosiți hainele. Vă dau un exemplu în Biblie. Poți să vă aficeți, te rog, 1 Împărați 14:6. 1 Împărați 14:6. Era o femeie, o soție de împărat, care a folosit hainele să se dea drept altcineva. Auzit. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, vreau să vă spun că Ahia nu mai vedea cu ochii fizici, dar avea ochii spirituali deschiși. Intră femeia, gândiți-vă că venea nevasta împăratului la proroc. Iubiții mei, să vină nevasta, să vină un președinte la tine acasă. Cred că cele mai frumoase cuvinte ei spune. Uitați-vă la omul lui Dumnezeu. Intră nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat. Chiar și pentru nevasta președintelui am lucruri aspre, dacă așa îmi dă Domnul. Știți, spunea Dostoevski, mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât adevărul din cauza ta. Uitați-o, folosit hainele, zice. Eu zic, Ieroboam, auzi, zice, ia-ți baticul și fust aia lungă, zice, du-te la proroc, zice. Du-te. Vezi ce o să ne spune Domnul. Poate că prorocul când o să... Bă, zice, ce s-a pocăit asta? Nu știe el că tu n-ai treabă cu Dumnezeu. Ba, uite că știe. Că Duhul Sfânt știe. Nu știu la ce folosești hainele. Vă mai citești ceva foarte frumos. Pune-te, rog, 1 Împărați 22:30. 1 Împărați 22:30, iubiții mei. Erau doi împărați, Ahab și Iosafat. Ahab n-avea treabă cu Dumnezeu, Iosafat avea teamă de Dumnezeu. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, adică Ahab, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Ce viclean a fost asta. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Și-a luat haine de soldat. A zis, mă, să nu mă recunoască ăștia. Să mă lovească, să mă omoare cumva. Fiți foarte atenți. Mai departe. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă. Să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari. Dă-i te rog înapoi. Așa. Să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Mai departe. Când au zărit căpetenile carelor, pe cine? Păi Iosafat, că ăla era îmbrăcat în împărat. Singurul. O bărți la el și când să-l lovească, ăsta a scos un țipăt. Dă-i mai departe. Uitați-vă că Dumnezeu îl păzește pe Iosafat. Nu trebuie să se dea drept altul. S-au depărtat de el. Fiți atenți la următorul verset.
Un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel. La încheieturea platoșei, împăratul a zis cărăușului său, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. I-a putut prosti pe soldați, dar n-a putut prosti pe săgeata trasă la întâmplare. Că vreau să vă spun că nimic nu-i la întâmplare. Totul-i coordonat de Dumnezeu. Iubiții mei, nu știu cât de mare preț puneți pe haine. În biserica asta, anul trecut am amintit că e tare important să ai haina albă, haina mântuirii și haina dragostei. Doamne, dă-ne-le la fiecare. Nu știți ce facem dimineața? Merem la, ne uităm așa pe omeraș, vedem că, haine, că spune Pavel în Coloseni, îmbrăcați-vă cu dragostea. Și acolo e pe omeraș, urlă la tine sau ei, strigă la tine. Tu zici, nu zice, îi mai, îmi stă mai bine cu haina urii. E mai mulată, zice. Și îți iei haina urii, îți iei haina neiertării și când te întâlnești cu cineva se vede cu ce ești îmbrăcat. Iubiții mei, vine o zi când va conta mult cu ce ne-am îmbrăcat. Să știți că sunt oameni care au dulapurile pline și inimile goale. Au mare garderobă, dar n-au hainele care contează. O spus Ioan, am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe. Ai haine albă? Haina albă înseamnă un telefon curat. Haina albă înseamnă un pormoneu curat. Eu nu pot să dau kilometri de la mașină în spate, să pun pe internet cu o bătrânică din Germania, o umbla cu ea, să o vând și să am haina albă. Nu. Nu. Haina albă înseamnă o căsnicie curată. Haina albă înseamnă o viață curată. Matei 5:8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. 3. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Străjerii au rămas cu pormoneile pline. Au venit străjerii, v-am citit textul mai înainte, la preoți au zis către preoți, zice, să vedeți ce am pățit. Un înger a venit, a dat piatra la o parte, s-a pus pe ea cu tremur, lumină, am căzut, am leșinat, zice. Când ne-am trezit, mormântul gol. Și a făcut marele preot un semn la casier. O zice, du-te până în spate, zice, că sunt șechelii aia cu argint. Șechel tirieni foloseau la templu. Du-te până în spate și auzi cât să, nu știu, 20 să fie. Adă 20 de seculeți. Și au venit, zice, ce ați văzut, zice, ce ați văzut? N-am văzut nimic, domn preot. N-am văzut nimic, zice. Nimic. N-ați zice, așa, așa îmi place, zice. Nu uite aici, ăștia s-a voștri, zice. Mere și spuneți că l-au furat ucenicii. Așa bucuros am mers acasă, zice, bă, avem bani, avem bani. Iubiții mei, nu știu cât de mult țineți la bani. Eu am fost lovit mult din punct de vedere material în viața asta și îi mulțumesc Domnului. Că în felul ăsta m-au eliberat de orice lăcomie. Pot să pierd 10.000 de euro, pot să pierd 10 lei, la fel când și la fel mă rog. După 14 ani de dat cu mine de pământ. Succes și vouă! Nu mă invidiați, nu? Nu. Am văzut ceva interesant. Pentru 500 de euro, românul mere până în Spania, 3 zile cu autobuzul, cu autobuzul, zi și noapte, 3 nopți, 3 zile. Pentru 500 de euro în plus la salar. Pentru o evangelizare nu vine în orașul lui la capătul străzii la biserică. Știți câți oameni și de Paște au fost legați de bani? O trecut Paștele, tot cu bani au rămas. Vreau să vă spun ceva important și interesant. N-am venit cu niciun euro când i-am născut. Și nu o să plecăm cu niciunul. Singurii bani cu care pleci de aici, aia care-i trimis înainte. Atât. Am crezut că zice, amin, aleluia. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Nu? Iubiții mei, aveam la biserică o soră, piciorul tăiat. Poate v-am spus despre așa anul trecut, acum vă spun altă experiență ce am pățit cu ea recent. De 5 ani s-o botezat sora asta. Are piciorul tăiat, e în cărucior. În urmă cu 5 săptămâni, la noi la biserică, a murit o mamă la 9 prunci. La 43 de ani. Cancer. De ziua ei, exact de ziua ei, la 43 de ani, a murit. Au trecut în mormântare, au rămas tata cu 7 copii.
acasă, doi copii căsătoriți, au rămas cu 7 copii. Biserica s-a implicat, a făcut colect, a trimis alți frați bani, Dumnezeu a lucrat. Sora asta de Paște, la 4 săptămâni după mormântare, sau 3 săptămâni, ceva de genul, îmi face sens să mă duc până la ea în biserică. Și așa undeva acolo, să nu vadă nimeni, scoate un plic, mi-l dă, frate Cristi, banii ăștia, te rog frumos să ajungă la fratele la care rămas văduv cu pruncii. Ca să nu știe că eu am dat, că puteam să dau eu, dar să nu știe, zice. Eu știam că sora au primit 3.000 de lei, 30 de milioane vechi. Și m-am bucurat că are nevoie, că e pe cărucior, are medicamente, are gaz de plătit, are căldură, are multe probleme. M-am bucurat. M-am dus în birou, i-am dat plicul așa drept, nu mi l-a dat îndoit. Mă duc în birou pastoral, trebuie să intru la slujbă, zic, bă, îndoi plicul repede, îl bag în ăsta și când termin îl dau la unul din muncitorii care lucrează la casa de fratele, să pun acolo la materiale și ce face. Pentru copii să-i mutăm la țară, să scape un pic de bloc, de loc unde o sta mama, să meargă într-o casă mai nouă. Când să îndoi plicul, nu poți să-l îndoi. Eu vă spun, eu m-am gândit că 300 de lei în plic. Am zis, măsoara asta, o dați zeciuială, nu? Ai primit 3.000 de lei, ai dat 300 de lei, m-am bucurat. Bă, dar 300 de lei e îndoi ușor. Nu, e îndoi ușor. Eu încercam să îndoi, nu puteam să îndoi. Când mă uit, 3.000 de lei. Iubiții mei, nu știu cum vă simțiți voi, dar eu ca și păstor, m-am simțit ultimul om. M-am simțit ca un bulgăr de pământ și am văzut-o pe femeia asta ca un arhanghel, ca o sfântă. Femeie păcărucioară, primea și 3.000 de lei, nu ia un leu, că nu-i legată de pământ cum suntem noi legați. Și spune, frate păstor, vreau să trimis sus banii ăștia. Nu, să știți că după Paște, femeia asta, de care vă spun, nu a rămas mai bogată material, dar spiritual a rămas cu Domnul și cu răsplătiri veșnice. Nu știu cu ce o să rămâi. Fiul risipitor, când nu era încă pocăit, a zis, tati, dă-mi. Vreau să vă spun la toți astăzi ceva. Banul nu-i păcătos în sine. Cum la fel telefonul nu-i păcătos și nu-i sfânt. Nici banul nu-i păcătos și nu-i sfânt. Nici cuțitul din bucătărie nu-i cuțit păcătos și cuțit sfânt. Totul depinde de caracterul tău și al meu. Fiți foarte atenți. Dacă ești un om violent, mânios, care urli, care înjuri, cuțitul din bucătărie va face din tine un pușcăriaș în câțiva ani. Dacă ești un om care îți place să gătești, cuțitul din bucătărie face din tine un master chef în câțiva ani. Ați înțeles unde vreau să ajung? Dacă ești un om care îl iubești pe Domnul, sfințenia, slujirea, banul ăla care l-ai în buzunar, îl vei pune la dispoziția lui Dumnezeu și îți va aduce dividende veșnice. Dacă ești un om legat de pământ, legat de lume, vei călca peste orice ca să pui mâna pe bani. Nu banii problemă, caracterul tău. Pentru aia se întoarce fiul risipitor acasă și nu mai spune dăm. Știi ce spune? Fă-mă. E diferență. Tati zice, nu mai trebuie bani, că am avut bani și praf m-am făcut cu ei. Și ce-mi trebuie? Să-mi schimb viața. Că dacă îmi schimb viața, dacă am o relație cu Dumnezeu, eu mă folosesc de lucrurile astea materiale, dar nu vor pune stăpânire pe mine niciodată. Și acum mă veți întreba, frate Cristi, de unde știu dacă eu sunt un om lacom sau nu? Că eu, de exemplu, sunt harnic. Cum fac diferența între hărnici și ieșurile cu mie? Că eu am văzut oameni harnici. Și totuși nu erau lacom. Ascultă-mă ce simplu e. Dacă ești așa de harnic încât nu mai ai timp de Biblie, de biserică, de rugăciune, de repetiții, ești lacom. Amin. Asta e adevăr, nu spun eu, spune Biblia. Iubiții mei, nu trebuie să facem... Aleluia, slăvit să fie Domnul. Domnul vorbește, numai să luăm aminte. Dacă ești așa de harnic încât... Stați că vă mai spun ce spune Duhul Sfânt acum să vă zic. Dacă ești așa de harnic încât numai când sunt musafir vii la biserică, ești lacom. Ai, 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 asta a fost așa, știți? În masă. Slăvit să fie Domnul. Că nu m-am gândit pe avion să vă zic. Nu m-am gândit.
Dar sunt aici câțiva abonați și trebuie să vă schimbați. Iubiții mei, Domnul să facă o trezire în seara asta. Că unii ne întreabă, frate pastor, zice, faceți banner, să știu cine vine, zice. E ca și cum eu spun la nevastă, dragă, fă banner, că altfel nu vin acasă. Să-mi spui cine vine, avem muzafiri. Iubiții mei, eu cu două persoane am făcut legământ, cu soția și cu Dumnezeu. Păi dacă soția e acasă, îmi plec acasă. Dacă copiii sunt acasă și ea, nu mă interesează ce musafiri sunt, ca într-o paranteză. Că acum vă prind pe tăți, știți? La fel la biserică, dacă e Domnul prezent, nu mă interesează cine mai vine. Că eu cu el am făcut legământ. Și el e prezent. Și îl simt aici, slăvit să fie Domnul. Aleluia! Dacă ai nevoie de bannere ca să vii la biserică, dacă ai nevoie să vină musafiri din țară ca să vii la biserică, tu trebuie să faci o schimbare în viață. Și ascultă-mă, chiar dacă nu o să-ți placă, tu trebuie să te pocăiești. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Mă duc mai departe. 4. Cu ce rămâi după ce trec Paștele? Pilat a rămas cu prieteni cu Cezarul mai departe. Auzi ce spune aici. Ioan 19 cu 12. Poți să loc să pui. Ioan 19 cu 12. Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești pe timp cu Cezarul. Zice, mă, zice, ai grijă că Cezarul te-a pus aici în funcție. Știi câte plasă e care la Roma, nu? Știi? Dacă îl dai drumul la ăsta, te părând la Cezar și speri pe tine cu Cezarul. Și atunci au zis Pilat, mă, zice, Paștele ca Paștele, trebuie să sărbătorim acum, dar eu vreau să rămân prieten cu Cezarul. Iubiții mei, unii dintre voi, știți de ce nu v-ați pocăit încă? Că încă aveți prieten pe Cezar. De cu Cezarul sunteți. Și la unii Cezarul e Bergambir, la alții e Șepticu. Ați auzit Șeptic? La alții Cezarul e minciună. La alții sunt chiar prieteni de pahar. Iubiții mei, mi-a mortat Dumnezeu în viață de multe ori când m-am încrezut în oameni ce singur am rămas. Am văzut. Nu vreau să trecesc pe unde am trecut eu. Am fost la 3 săptămâni să-mi pierd casa, distanță, când m-am încrezut în oameni să ajung în stradă. Și m-a zis, Doamne, m-am îngăduit asta ca să te încrezi în mine și nu în oameni. Am fost în operație în București și din peste 100.000 de prieteni pe Facebook am văzut câți au fost cu mine în operație. Niciunul. O zis poet, după mulți ani de suferință, un singur prieten mi-a rămas și la necazuri, frate. Știți, prietenii noștri la necazuri nici nu mai cunoaște, au plecat. Iisus la necaz îți vine mai aproape, ce-s fratele tău. Știu ce vorbesc. Unii pentru aia nu v-ați pocăit, cu prietenii voștri. O să vezi în viață, când o să ai nevoie, nu o să vină nimeni. Dar spunea poezia unei mame care are un copil de peste 25 de ani cu probleme. Licuța Pântia. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Numai știi ce greu e să rămâi fără nimeni în viață? O mărs Iisus Hristos la scăldătoare și era acolo un olog de 38 de ani și a zis, vrei să te faci sănătos? S-a uitat ologul în stânga și în dreapta. În traducerea ortodoxă spune așa, n-am om. A zis Pilat, iată omul. O plecat toți. O plecat și unchiul și verișorii și colegii și a rămas singur ăsta. Atât de mult îl iubesc pe Iisus că îi caută pe aia singur. Putea să zic că Iisus, nu-mi pierd vremea cu nenorocitul ăsta, mă, eu am campanii de evangelizare, 5.000 mă așteaptă. Știți că Iisus Hristos, niciodată când a venit la tine, nu considera că pierde vremea cu tine. Și te-a căutat și te-a găsit. Și când s-a depărtat toți de tine și familia te-a părăsit, a venit Iisus. Dar știi ce l-a făcut pe Iisus să vină? Lacrimile, zdrobirea?
M-a sunat cineva, o fată ieri, o soră, cu câțiva copii. Și m-a zis până câte probleme au trecut. Și am zis când a terminat, slăvit să fie Domnul. Frate Cristi, cum poți să spui slăvit să fie Domnul? Nu te înțeleg, zice. Păi zic, slăvit să fie Domnul, că din cauza acestor probleme ești în biserică. Că dacă totul merea bine, erai afară deja. M-ați înțeles ce spun? Pleacă prietenii. O zis Iov în 16:20. O zis Iov așa, când a rămas fără 10 prunci, fără 11.500 de animale. Fără nimic. Pe o grămadă de gunoi. Că dacă era la ATI, în halat alb, într-un pat, într-o saltea frumoasă, era altceva. Pe o grămadă de cenușă. O zis Iov așa, prietenii mei, au râs prietenii voștri de voi vreodată. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Cu lacrimi. Nu știu dacă te mai bazezi de pe prieteni după Paști. Pilat s-a bazat pe prieteni. Spune Iosif Flavius, un mare istoric, că după 3 ani și ceva de la acel eveniment, Cezarul l-a dat jos pe Pilat și l-a pus pe altcineva. Și nu a rămas Pilat nici cu Cezarul, nici cu Iisus. Nu o să rămâi, dacă tot asta cauți, nu o să rămâi cu nimeni până la urmă. Din seara asta te sfătuiesc un lucru. Vino la Iisus. Spunea cântarea, străbătând în lung și în lat, lumea toată a căutat un prieten și un frate adevărat, dar zadarnic n-am găsit. Și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om am întâlnit. Iisus, Iisus, o, ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Mai am 5 și 6 și închei. 5. Soția lui Pilat a rămas după Paște cu vise frumoase. Știți pasajul, nu? Matei 27:19, vă rog frumos. Matei 27:19. Poți să visezi frumos, să mergi în iad. Pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevastă sa a trimis să-i spună: să n-ai nimic de a face cu omul acesta, zice, cu nepri. Nu știu ce-o visat, iubiții mei. Nu scrie Biblia exact visul. Când s-o trezit însă din visul ăla, au înțeles că din cei toți pe care Pilat îi judeca și îi condamna la răstignire și la alte lucruri, bătăi și alte lucruri, o zis nevastă sa Pilat: vezi că ăsta n-are niciun păcat. Am visat cu el. În vis mi s-a spus că ăsta e un om neprihănit. Ce vis frumos, așa e? Vreau să vă întreb, s-a botezat după visul ăsta? S-a pocăit? Nu. Știți câți oameni ne scriu nouă la slujitori? Frate Cristi zice, am visat cu o haină albă pusă pe omeraj. Oare ce înseamnă? S-o îmbraci, mă. A, zice, nu, zice, nu. A fost fain visul, zice, a fost fain, dar zice, nu vreau, zice, nu. Frate Cristi, bunică mea, zice, a fost penticostală. Mă ducea la biserică de mic. I-am mers în lume, droguri, femeie, toate prostiile. I-au murit, zice, de mult. Acum, într-o noapte, zice, am visat cu o Biblie deschisă. Nu știi ce înseamnă? S-o cichești. A, zice, nu, nu trebuie, zice, nu. Dar așa de fain, parcă așa când m-am trezit, am zis așa o pace, zic, cu pacea aia mere în iad, dacă nu te pocăiești. Iubiții mei, știți care e singura variantă ca visul să devină realitate? Să te trezești. Că dacă eu visez că mă duc în rai și când și prin viața pe care o trăiesc eu mă duc spre ea, n-am făcut nimic. Soția lui Pilat o trimis pe cineva la soțul ei să-i spună visul. Pilat nu a băgat-o în seamă. Știi ce trebuia să facă femeia asta? Să meargă la cruce, să zică, mă, vreau să văd cum moare ăla din vis. Și acolo la cruce ar fi văzut ce a văzut soldatul roman. Din toți 30.000 care mureau pe an, că soldații romani erau obișnuiți cu sângele, iubiții mei, cu moartea. Ăștia nu plângeau la orice. La unii le tăia limba, spune istoria că le tăia limba. La unii din crucificați așa blestemau și înjurau pe soldați care i-au lovit și i-au pus pe cruce. La Iisus nu trebuie să taie limba. O zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac.
Ăștia habar n-au că eu pentru ei mor. Eli, Eli, lama sabachthani. S-a sfârșit. Ne-a învățat Iisus Hristos cum să facem lucrurile până la capăt. O, câți oameni am văzut care înceapă, să botează, după două luni mai vezi. Și au zis Pavel, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Iisus a spus, s-a sfârșit. S-a uitat soldatul roman și a zis că adevărat omul ăsta a fost și Dumnezeu. Trebuia să fie nevasta lui Pilat, dacă tot o visa frumos, știți unde? În odaia de sus. Între ucenici, dar au zis, dacă mă duc cu ei, ce o să zică romanii? Nevastă lui Pilat, zice. O fugit Iacov de la Laban și știți că Rebecca a furat idolii. Apropo, când pleacă fata ta din casă, ce fură de la tine? Biblia sau idolii? Întrebare interesantă asta, nu? Că dacă pleacă și îmi fură cărțile creștine, nu mă supăr. Tatăl zice, am furat Biblia aia subliniată. Slăvit să fie Domnul, zic. Eu furat idolii. Unde vreau să ajung? Mere la ban după Iacov să recupereze idolii. Noaptea Dumnezeu îi se arată în vis, da? Și îi spune să n-ai nimic de a face cu Iacov, zice. Auziți, noaptea visează cu Dumnezeu, ziua își caută idolii. Știți câți tineri vin la evangelizări? Bă, ce predică, ce cântări. Dacă tu a făcut Steaua cu Barcelona. Dar în parcare zice, de unde ai BMW-ul ăla? A fost fain, dar la ora 8 s-o încheiază, zice. Gata. Sau la 6, la cât se încheie. Eu tot la idolii mei mă duc. Nu-i suficient să visezi frumos. Ca să ajungi în rai, trebuie să trăiești frumos. Și în ultimul rând, iubiții mei, în ultimul rând, Claudia Procula, soția lui Pilat, a rămas cu visele. Și în ultimul rând, Irod a rămas cu dorința de a vedea minuni. Luca 23:8, te rog frumos. Luca 23:8. Fiți foarte atenți, că mulți oameni care vin la biserică se înșală. Uitați, Irod când a văzut pe Iisus s-a bucurat. Știți că vor fi niad oameni care cu bucurie ori ascultat predici. Ori dat like-uri. O dat și share. O zis, asta e pentru soacră mea. Îi dau pe profilul ei, zice. Predica asta, zice, e pentru nora mea, zice. Pentru nora mea. Îi dau share. Poate vede. S-a bucurat. Dorea de mult să-l vadă. Eu vreau să vă întreb, dacă ați vedea în Stockholm, în Suedia, în Göteborg, oameni care de mult doresc să-l vadă pe Iisus. Bă, dar ce... Mă, cred că merge în rai. Nu-i suficient să doresc să-L vezi pe Iisus. Nu-i suficient. Uitați! Nădăjduia să-L vadă făcând... Știți ce-a vrut Irod? Pocăință, așa-i? Show! Frate Cristi zice, dacă aș vedea la voi la biserică pe o soră care sară din cărucior, m-aș pocăi. Nu te-ai pocăi. Auzi, o minune, dacă aveți o minune, ne zice, atunci să mă chemați și pe mine. Dacă aș vedea pe cineva, zice, care, nu știu, care e orb și dintr-o dată vede și zic, suntem mulți din aia. A, dar nu mă refer la asta, zice, așa fizic, știi? M-aș pocăi, nu te-ai pocăi. Și îți demonstrez că sunt aici unul dintre voi care așteptați minuni. Vin să văd pe Boariu, poate face ceva show. Și merg acasă și tot spre iad mergi. N-am venit să fac show. Am venit să spun... Că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Am venit să spun că 5.000 au văzut o minune și la cruce erau o mână de ei. Am venit să vă spun că acum e biserica aproape plină. Dacă mâine începe prigoana în Suedia, câți mai sunteți? Și tremură în inima în mine când vă spun lucrurile astea. Și de ce nu v-ați pocăi unii dintre voi care vreți numai minuni? Pentru că vedeți minuni de 30-40 de ani și nu v-ați pocăit. Dar ce minuni, frate Cristi? Eu vreau să vă întreb. Îl înjur și îl blastem pe Dumnezeu în fiecare zi și el îți dă oxigen. Nu-i minuni, așa? Nu. Sergiu Nichescu în Timișoara, fără mâini, merge la pătut să-și ia copiii în brațe.
Și copilul întinde brațele spre el. Și Sergiu nu poate să dea, că n-are brațe. Și eu mă duc acasă și întind brațele spre Marcos, care are 1 an și 4 luni, 5 luni. Și îl iau în brațe. Nu-i minune, așa-i? Inima mea bate de 100.000 de ori în 24 de ore. Inima verișorului meu, anul trecut la 28 de ani, s-a oprit pe autostradă. Nu-i minune, așa-i? Cei mai mulți dintre voi de aici cunoașteți cel puțin unul de vârsta voastră care a plecat deja. Și tu ești în viață. Nu-i minune. Noi? În Ucraina? Citeam astăzi pe Twitter. Mii de soldați morți au cules ucrainienii și au băgat în mașini frigorifice ca să respecte un pact internațional, adică returnezi soldații morți la dușman. Și Rusia nu vrea să ia ca să nu se vadă pagubele în Rusia. Mii de mame plâng în Rusia și în Ucraina. Unii stau ascunși în tranșee, în adăposturi improvizate. Noi merem la mall și nu știm ce să mâncăm. KFC, McDonald's, Chinese, ce să iau? Zice că nu știu ce să mai iau. Nu-i minune, așa? Au trecut Paștele și închei spunându-vă câteva persoane care au rămas cu ce trebuie. Tâlharul au rămas cu raiul. Preoții stăteau lângă cruce și se uitau la Iisus. Dar abia așteptau să-L vadă că nu mai respiră. Că de 3 ani jumate asta și-o dorit. Invidia. Tâlharul se uita la Iisus și știa că nu o să moară. Că numai trupul moare la pocăiți. Știi ce spun? Duhul nu moare. Citiți Ioan 5. Cine crede în Iisus Hristos are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte, moartea Duhului, la viață. Iisus nu s-a mirat în Biblie niciodată pe cineva care a murit trupește. Dacă cineva moare spiritual, îi jale. Și tâlharul se uita și spunea, auzi, am auzit că ai o împărăție în rai. Adu-ți aminte, zice. Eu merit să fiu aici. Tu nu meriți. Nu a auzit o predică în viața lui, nu a văzut minuni și semne. S-a uitat la Iisus. Așa săracul a fost Iisus, că spune Biblia că la un moment dat a zis la cineva că vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde să pleca capul. Așa săracul a fost că nu a avut un apartament, o garsonieră sau o casă a lui, pe numele lui, întabulată. O singură cămașă a avut. Așa săracul a fost. Că ne-a dat cerul la toți. Maria era acolo în iarbă, în dimineața învierii. A plecat jos. A văzut că e mormântul gol. A zis, eu nu plec acasă. Petru și Ioan au plecat acasă. Cei mai mulți români, ascultați-mă, suedezi, francezi, ce vreți voi? O sărbătorit un mormânt gol. Nu un Iisus viu. Atât, mormântul gol. A zis Maria, eu aici rămân până mă întâlnesc cu Iisus. Au zis niște pași că veneau și au zis, auzi, zice, grădinarule, că crezut că e grădinarul. Era obiceiul ăsta, venea cineva cu bani, îl scoșea pe ăla de mormânt, îl băga în altul, îi dădea lui mormântul ăsta mai bun. Auzi, zice, unde l-ai pus? Iubiții mei, m-am tot gândit, mă frământă lucrul ăsta. La cine te-ai fi arătat tu dacă erai în locul Domnului după înviere? Eu meream la Pilat direct, să-ți fie rușine, nemernicule. Uite, vezi că-s viu. Sau merea la preoți, nu? La Caiafa. Nu? Să te arăți la ei. Iisus nu face asta. Iisus, după înviere, o zis, la cine să mă arăt? Și o zis, la cine mă iubi mai mult? La Maria. Îl iubești pe el? Era un copil și recitam o poezie și vine acum în minte poezia asta și spune poezia, de când îl iubesc pe Iisus, mai înalt mi se pare înaltul. Cărările urcă mai sus, iar soarele altul. De când îl iubesc pe Iisus, bujorii mai roșii se arată, iar stele cum ies în apus, n-au fost niciodată.
De când îl iubesc pe Iisus, mi-e dor să văd oameni cum cântă cu lacrimi de freamă nespus pe cartea cea sfântă. Și aș vrea cât cu dorul cuprind, când n-or mai fi arcuri și suliți, să aud lumea întreagă vorbind de Domnul pe uliți. Îl iubești? Era Maria acolo în iarbă, dar spune Biblia așa, Maria plângea. Dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Știți că pe Iisus îl mișcă lacrimile? N-am văzut niciunde în Biblie pe Iisus să prăpădească de râs. N-am văzut să spună bancuri. N-am văzut să zică, bă, zi aia cu Sfântul Petru. Nimic. N-am văzut asta, dar am văzut că atunci când cineva o plâns după el, o venit! Acum că plângi în biserică, că plângi în cancer, că plângi la ATI, nu știu. Dar dacă Dumnezeu îngăduie să plângi, mulțumește-i. Că plângi pierdând zor sarcină, nu știu. Că plângi din cauza unui copil care la 16 ani ți-o trântit ușa în față. Mulțumește și pentru aia. Lacrimile alea ți le aduc pe el mai aproape. Auzi, zice, Maria, zice, du-te, spune și la Petru, zice, l-am iertat, hai să vin în Galileea. Ce frumos, numere Petru la Iisus, să zică, Iisus la Petru, cum o fost noaptea aia, Petre? Bă, dar nu ți-o fost rușine un pic, mă zice. Chiar așa am ajuns, mă zice. Știți că cine plânge cu amar, are păcatele iertate. Cine mestecă gumă, stă cu mâna în buzunar și se uită la ea care ies în față, ce păcătos e, da, vezi? Dar ăla e iertat, tu mergi spre iad. Tu te uiți la el, dar ăla avea nevoie, dar tu mergi spre iad. Închei. Închei. Spunându-vă că Toma au rămas cu... au pus mâna în semnele cuielor. Nu știu cum au trecut anii și le întrebau copiii tineri pe biserică și pe Toma, Toma, cum a fost, zice? A fost extraordinar. Știți că singurul lucru făcut de om în cer, găurile din palmele lui Iisus. M-am tot gândit, de ce a mers Iisus cu găurile în cer? Nu v-ați gândit la asta? De două motive. Unu, spune în Evrei că mijlocește pentru noi. Știți când mijlocești în fața Tatălui și ridici și mâna? Și se vede și semnul? Tatăl zice, mai lasă-l pe Boariu încă o zi, zice. Să vede semnul cuielor. Și mai e un motiv. Când ajungem noi în cer, să nu ne uităm unul la altul să zicem, eu am predicat mai mult ca tine pentru aia să ieși. Nu. Toți când o să ajungem în cer, ne vom uita la Iisus. Și Iisus o să facă așa. Din cauza asta sunteți aici. Ne-a iubit. Au vrut să ne îmbrățișeze și noi am prins mâinile așa. Nu au putut să-l țină moartea în mormânt. Niciun împărat nu pot ubiri moartea, numai Iisus. Pentru aia le-i capul biserici. Și asta îmi spune mie ceva. Că și ne face parte din biserică, prin moartea lui va birui și el moartea.